Bună din nou! Eu sunt Alex, iar astăzi vom vorbi despre top 3 motocoase care se încadrează în bugetul tău. Atunci când vrem să alegem cea mai bună motocoasă, ținem cont în primul rând de preț și de performanța dispozitivului, care trebuie să corespundă nevoilor noastre de lucru. Mai mult, ne construim o ierarhie având ca factor principal acționarea, raza de tăiere și performanța. Secretul alegerii celei mai bune motocoase constă în caracteristicile sale, astfel încât să facem cea mai bună alegere în raport cu nevoile noastre. Asta am făcut și eu din dorința de a găsi cea mai bună motocoasă. În următoarele minute îți voi arăta care sunt tipurile de motocoase care mi-au plăcut și pe care le poți lua și tu în considerare. Găsești linkurile spre fiecare dintre ele în descriere. Cele mai bune 3 motocoase din punctul meu de vedere sunt: 1. Motocoasa Ruris Zimbru. 2. Motocoasa Steinhaus. 3. Motocoasa Alpin Profi. Prima în topul meu este motocoasa Ruris Zimbru, cu o putere a motorului de 2 cai putere și o capacitate cilindrică de 42 cm3. Prinderea se face cu ajutorul unui ham care ușurează munca, iar mânerul este de tip buclă. Este destinată sarcinilor din gospodărie, precum lucrărilor de cosmetizare, fiind un model hobby. Este echipată cu un motor cu ardere în 2 timpi. Unitatea are vibrații reduse și funcționează silențios și fiabil. Motocoasa permite ghidarea precisă și confortabilă. Motocoasa Ruris Zimbru poate fi folosită cu un cuțit cu 3 dinți, un cuțit cu 4 dinți sau cu un cuțit cu 80 de dinți. De asemenea, sunt incluse un AutoCAD și o rolă fir trimmer de 2,4 mm rotund cu o lungime de 15 metri. Pe locul 2 în topul meu este motocoasa Steinhaus, care are un motor în 2 timpi răcit cu aer cu o putere de 1,6 cai putere. Un amestec benzină-ulei într-un raport de 40-1 este folosit drept combustibil. Motocoasa poate fi acționată cu un cuțit cu 3 dinți sau cu o bobină cu fir de nailon și astfel taie fără probleme nu numai iarba, ci și tufișurile dese, urzicile și alte buruieni. Pornirea se face manual, iar mânerul este tip ghidon. A treia în topul meu este motocoasa Alpin Profi. Este echipată cu un motor în 2 timpi. Motorul cu ardere are o capacitate cilindrică de 52 de cm3 și o putere de 5,8 cai putere. Este răcit cu aer și funcționează cu un amestec de benzină 40-1. Motocoasa are o aprindere instant și este deosebit de ușor de pornit cu Super Easy Start. Motocoasa Alpin Profi are mânere ergonomice cu amortizare pe arbore, care permite o mișcare naturală și facilitează cosirea zonei. Motocoasa poate fi acționată cu o lamă și fir. Poți face lucrări hobby, semiprofesionale și profesionale, deoarece motorul puternic oferă 11.000 de rotații pe minut. În următoarele minute vom vorbi despre cele mai bune caracteristici pe care motocoasa trebuie să le dețină. La ce trebuie să fii atent atunci când alegi motocoasa? Odată ce utilizarea prevăzută a fost definită, proprietățile și caracteristicile echipamentului motocoasei pot fi adaptate în mod special pentru a obține cele mai bune rezultate posibile cu dispozitivul selectat. Este important să alegi tipul motorului, care poate fi electric sau pe benzină. Ambele tipuri de acționare au avantajele și dezavantajele lor. Motocoasele cu motor electric sunt de obicei cu fir. Modelele fără fir nu oferă puterea necesară pentru a cosi tufișuri dense și buruieni mai groase. Modelele electrice cu fir sunt deosebit de potrivite pentru lucrul în apropierea casei, cum ar fi în grădină. Sunt o opțiune bună pentru proprietarii de grădini care doresc să folosească un singur instrument pentru a tunde iarba, cât și pentru a elimina buruienile de dimensiuni medii, cum ar fi ciulinii sau urzicile. Dacă vrei să îndepărtezi vegetația grea, tufișuri mici și desișuri, să cosești suprafețe mari sau dorești să îndepărtezi vegetația de pe o pășune, ar trebui să folosești o motocoasă pe benzină. Instrumentul de tăiere este fără fir și poate fi folosit oriunde. Pe de altă parte, este de obicei mai puternică decât o motocoasă cu motor electric. Prețul este mai mare față de modelele cu motor electric. O motocoasă cu o putere între 600 și 1000 de W este suficientă pentru lucrările convenționale în grădină. Pentru aceste lucrări vei găsi motocoase cu motoare electrice, precum și motocoase pe benzină.
dacă vrei să o folosești în principal pentru a lucra pe zonele cosite în mod regulat din grădina cu vegetație destul de joasă, poți alege un model care nu este atât de puternic. Dacă vrei să cosești în mare parte vegetația deasă și tufișurile, este mai bine să alegi o motocoasă pe benzină care este mai puternică, cu 1500 până la 2500 de W. Pot fi folosite fie cu o bobină cu un fir de nailon, fie cu o lamă de metal. Este important să dai atenție modului de prelungire a firului. Pe măsură ce tai iarba, linia se uzează și devine din ce în ce mai scurtă în timp. Dacă firul trebuie prelungit manual, lucrul trebuie întrerupt pentru a deschide bobina și a readuce firul la lungimea corectă. Cu toate acestea, majoritatea motocoaselor moderne oferă extensie de linie semi-automată sau automată. Cea mai obișnuită este extensia semi-automată a firului cu ajutorul unui jog automat. Bobina este lovită scurt de pământ pentru a declanșa extinderea firului. Cuțitele sunt adesea cuțite cu 3 sau 4 lame. Acestea ar trebui să fie fabricate din oțel special călit pentru a rezista la o utilizare grea. Firul de nailon este folosit pentru cosirea ierbii sau pentru îndepărtarea buruienilor subțiri, iar lama este folosită pentru a îndepărta arbuști, tufișuri și buruieni lemnoase. Motocoasele pot realiza un cerc de tăiere cu un diametru de 40 de centimetri atunci când se utilizează o linie de tăiere. Dacă dorești în principal să tunzi gazor mare cu motocoasa, ai nevoie de o rază mare de tăiere a cercului. Dacă vrei să elimini buruienile de-a lungul pereților și gardurilor, o motocoasă cu o lățime de tăiere mai mică este adesea mai ușor de manevrat. O motocoasă trebuie să fie cât mai ușor de folosit. În acest scop, ar trebui să fie echipată cu un mâner ergonomic cu prindere cu două mâini și un ham. Modelele pe benzină au adesea un mâner tip bicicletă care este modelat după ghidonul unei biciclete. Nu uita, găsești toate cele trei linkuri către produsele prezentate direct în descriere. În cazul în care ți-a plăcut această prezentare, nu uita să lași un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Pe curând!